Hei! Hei! Ce coincidență! Da. Dă-mi voie să-ți fac chestia cu prăjitura, te rog. Fără nicio intenție, promit. Nu știu, mă gândesc la ce noroc am eu sigur o să ne vadă cineva și o să se dea din gură în gură și iar o să se interpreteze că cine știe ce am făcut. Ok, uite cu pacea. Eu o să mă așez pe terasă și o să-mi comand două amandine. Dar cel mai probabil o să mănânc doar una. Amandină, of, nu-i corect. Ce zic? Trei? Intrați, vă rog, poftiți. Bună. Bine ați venit, doamnele mele, la șaurmeria La Cumnați, unde poftele devin realitate cu de toate. Mamă, bună, bună asta. Nu? Adică șaorma, sper că e bună. Da. Nu, nu, că face cu lansare, cu eveniment, cu invitați, cu o să fie super tare. Da, da, da. Și acolo o să punem o masă VIP, care o să fie rezervată numai pentru membrii familiei. Pentru că o să punem o chestie de aia cu rezervat pe ea. Ah. Și practic lumea când o să intre o să zică, ia uite mă la ăștia, mereu e o masă dubla rezervată aici? Păi asta înseamnă că e super bună mâncarea. Da. Clar, da. Bun, da. Da, 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 nu, să știți că eu nu o să bag șaorma chiar așa tot timpul, că, da. Da, mă rog. Oricum, ideea o mai rafistolăm, o mai luăm la pilă. Da. Și am luat și doi bucătari. Unul e turc, celălalt e român, dar o să învețe de la ăla să fie turc, să vorbească turcește, să gătească turcește, să toate astea. A? Bine, la nume... Bă, totul până la nume. Marius, chestia e bătută în cuie, da? Hai mă, Doru, că poate mai... Băi, am mai vorbit despre asta. Pe bune, ok. Știu că ție nu prea-ți place, dar te rog eu mult. E gândită treaba. Băi... Atmosferă de familie, de prietenie, nu? Nu-ți botezuri, moțuri. Ce faci cumnate? Bine cumnate. Ce mai face soacră ta? Aruncă cu babucu. Ai văzut? A mea e pe grill, fac și urma de ea. Mă rog, ideea e că e combinația perfectă. Mâncare turcească, atmosferă românească. Da. Deci, fetelor, bine ați venit la șaormăria la... Cârnați. Cumnați! Unde poftele devin realitate cu... Cârnați! Hai, lasă-mi colo de treabă! Aici, cum n-am zis ceva de cârnați? Ai ceva de cârnați mai... Da. Cu de toate, că e șaorma! Cârnați cu de toate! Ai văzut o șaorma cu cârnați? N-am apucat să-ți mulțumesc. Pentru? Am auzit că ai fost la Victor și ați făcut pace. Ah, da. Da, chiar apreciez mult. Era o situație stresantă pentru toată lumea. Mi se pare de bun simț să fac asta. Așa e civilizat. Da. Spre deosebire de gestul lui Victor. M-am simțit foarte prost, să știi. A fost o perioadă tensionată și tulbure. Da. Am crezut că voi... Mă rog, da. Și, spune-mi, ești emoționată? Mai am puțin până la nuntă, nu? Am stabilit să o amânăm puțin. De ce? Păi vrem să ne căutăm o casă, ne mutăm împreună. Ce veste bună! Asta cu mutatul, nu cu nunta. Felicitări. Chiar mă bucur pentru voi. Mulțumim. Deci, ești bine, da? Da. Și cu stresul? Și cu el, da. Da. Mă bucur să aud. Vrei să te duc eu? Sunt cu mașina. Ah, da, am uitat de mașinuță. Să conduci cu prudență. Da. Așa fac, întotdeauna. Auzi, Eva. Știi că orice ar fi, poți conta pe mine, da? Da, mai ales cum ar deveni și cu Amandina. Am notat. Da. Încă n-am stabilit o dată anunții.
Dar aș vrea de data asta să vii și tu, când o să stabilim o dată. Ok, sigur, vorbim. Bine. 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 Da. Scuze, ne faci și nouă nota, te rog? Am plătit deja. Am mă, Eva. Da. Pa, pa. Pa. Ah, bună, ce faci, Dor? Bună, da. Eu am plecat, mă duc să-mi cumpăr o rochie. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru nuntă. Păi s-a amânat! Păi s-a amânat, dar la un moment dat tot o să se facă, nu? Și apoi nu o să port aceeași rochie ca la nunta trecută. Până își găsesc ei casă. Dacă dar trebuie să se grăbească. În curând vine copilașul pe lume. Și apoi mai întâi ar trebui să facă nunta și după aia să-și găsească casă, nu? Logic. Măi, dar ce te suce și tu, măi, mamă, n-ai fost tu de acord să-și găsească mai întâi o casă? După ce ai venit pe capul nostru ca să stăm toți împreună? Eu nu înțeleg de ce trebuie să amâne nunta. Ce nu poate să le facă pe amândouă? Ce mare lucru. Nu pot. Doctorul a zis că Eva n-are voie să se streseze. Ai văzut ce s-a întâmplat. Și atunci au hotărât să le facă pe rând. Ce generație sensibiloasă, de, dragă. Da. Să le facă, dragă, pe rând, dar invers. Bine, dar poate le spui tu, că dacă le spun eu, e nenorocire. Eu sunt rea, eu sunt lacomă. N-ai văzut unde mi-am pus cheile? Pe mine mă interesează cursa, lasă, nu mai faci atâta pe victima. Mie nu poate să dă fiindu, mie nu poate să dă fata aia. Ah, gata, eu am plecat, că mă doare capul. Spune-le tu, că pe tine te ascultă, eu oricum ies prost. Da, da. Ascultă de fapt de toată lumea în afară de mine. Mai nebunii, tu te duci să-ți cauți rochii acum. În loc poșetă. Să te duci. Da, și poșetă în loc să vorbești cu ei. N-ai destule poșete. Pa.